Averea bune educații de Teodor Baconski. Sunt în Dumbravă. Volumele despre parenting au invadat deja piața cărții. Au chiar o secțiune dedicată prin toate librăriile mai mari. Se bucură și de un public avid, condiția neîncetatei lor apariții. Nu dau multe parale pe așa ceva. Rețetarul funcționează în gastronomie și farmacie, nu și în domeniul modelării omului. Acest gen pseudoștiințific încarnează o mică obsesie a modernității rusoiste. Am moștenit din luminismul european convingerea că există o stare naturală a omului din care ieșim prin dresură socială. Literatura motivațională sfidează din rațiuni comerciale adevărul că nu există formule pedagogice universale, a căror aplicare mecanică produce rezultatele scontate. Firește că anchetele sociologice și datele statistice ne furnizează informații despre felurite bune practici, la care putem reduce în primă instanță neprevăzutul și accidentul individual. Acestea au o valoare indicativă, fără să acopere diversitatea nesfârșită a situațiilor concrete. Rostul educației social, căci vizează intrarea în circuit a unor noi adulți responsabili, dar nu orice adult responsabil e un ins fericit, creativ, împlinit. Pe de altă parte, poți face aproape tot ce trebuie ca educatori fără să elimini riscul unor derive incontrolabile. Oricât te-ai strădui, oricât ai fi de riguros și consecvent în aplicarea unor principii și transmiterea unor valori etice și intelectuale, copilul tău rămâne un necunoscut din care poți țâșni revolte, atitudini, opțiuni și refuzuri complet anapoda. Avem doar îndatorirea de a ne juca rolul parental cât mai serios, ne uitând că e un joc și că libertatea constitutivă a fiecărei persoane umane se poate afirma rebel, impredictibil. Uneori te-a dreptul util să o facă pentru a evada din sindromul medicului posibil prost, tocmai pentru că arată medic. Ideea că buna educație e o investiție menită să raporteze profituri se aseamănă cu disonanța cognitivă a celor care confundă frecvența cu intensitatea unui fenomen. Se cade să reținem faptul de bun simț că nu știm din ce e făcut viitorul fiecăruia, deci nici rezultanta lui colectivă. Din orice ar fi făcut însă, cu excepția unui eveniment catastrofal fără supraviețuitori, putem fi siguri că un copil bine educat va fi în stare, mereu, să se reinventeze, adică să continue pe drumul ascendent al formării de sine, care e labirintic, dar nu aleatoriu. Chiar dacă nu va apuca din cauza nebuniilor omenești o epocă de mari, turbulențe, el va fi optim echipat pentru a nu-și rata viața, salvând esențialul reperelor ei fundamentale. Ne putem declara mulțumiți ca părinți dacă copilul nostru a ridicat media societății în care trăiește. E singura așteptare rezonabilă, bazată pe capacitatea noastră de a coopera pentru binele comun. S-au născut genii în familii mizerabile, așa cum din familii ilustre au putut rezulta idioți desăvârșiți. Pe unii, împinși mereu spre optimul educației formale, nimic nu i-a putut devia de la un destin mediocru. Se cuvine să ne limităm la ce putem transmite copilului, oferindu-i o ambianță orientată spre lucruri permanente, dexteritatea de a da un sens propriei existențe, exprimă și explică toate tainele pedagogiei. După mine, cel mai bun educator nu e simțul comun, depozit de clișee moarte, cât înțelepciunea moștenită, însuită a generațiilor și adaptată la veacul nostru cu toate oportunitățile și provocările sale. Averea bunei educații e fundul spiritual în care bunul simț al supraviețuirii preia, ca pe un veșmânt, retorica și noțiunile fiecărei epoci istorice.